Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela. Am revenit. Dragii mei, înainte să începe talarea, aș citi titlul. O talare pe care mi-o doream de mult și nu că mi-o doream, dar se pare că doresc și alte persoane. În mod special, doamna Frasina Boros a sugerat această etalare în perspectivă generală, dar astăzi vreau să o fac totuși dintr-o perspectivă personală. A persoanei, eu știu la care vă gândiți, și poate să fie mai multe persoane și să verificați fiecare ce persoană cunoașteți și ce simte. Dar, înainte să începe talarea, vă mulțumesc pentru susținere. Probabil că 2-3 zile o să citesc comentariile pe care mi le-ați transmis, nici le-am descărcat pe toate. Aș vrea să rețineți că am trecut prin foarte multe în călătoria mea spirituală, foarte multe. Această întâmplare este minoră și aproape nesemnificativă, dar am simțit că este, da, m-a emoționat pentru că sunt un om sensibil și eu consider că sensibilitatea este o dovadă de forță și dacă nu ne arătăm sensibilitatea, înseamnă că avem inima închisă, nu neapărat că suntem în control sau în echilibru. Dar despre asta o să mai vorbesc, că sunt un om puternic și am trecut peste foarte multe, știu ce să fac ca să mă eliberez, încă mai multe decât v-am transmis vouă. Nu sunt aici să-mi arăt forțele, dar sunt un om puternic. Vă mulțumesc pentru susținere din tot sufletul și faptul că ne-am unit într-un fel sau altul, ca și colectiv, prin interesele comune, în mod special pentru creștere spirituală. Am zis să hai să schimb un pic vibrația, pentru că, într-adevăr, povestind despre asemenea lucruri ne afectează, dar este o lecție. Eu ce am vrut să transmit? Am vrut să transmit, în primul rând, numele celor două persoane ca să știți să vă feriți sau să ocoliți și să aveți grijă la primele semnale să... Poate eu uneori sunt prea tolerantă. Să-i puneți la punct. Da, e o lecție a mea, să nu mai fiu atât de tolerantă. Apropo de spiritualitate, e această tendință că dacă ești spiritual, trebuie să ierți, să fii blând. Iar un lucru la care meditez de mult timp, repet, o să discutăm despre ce înseamnă de fapt să fii spiritual și în ce constă puterea. Dar eu am vrut în primul rând să avertizez și să vedeți ce se poate întâmpla și să știți că trecem prin situații neplăcute. Sunt convinsă că și alte colegi au trecut prin situații asemănătoare sau, eu știu, poate chiar și mai neplăcute. Rămâne de văzut sau poate nu o să știm niciodată, însă eu am considerat că este important să știți. Acum, haideți să schimbăm vibrația, dragii mei. Dacă data trecută am fost îmbrăcată în verde și în roșu, poate nu întâmplător, că știți că nu e nimic întâmplător. Verdele înseamnă vindecare, să rămân cu chakra inimii deschisă și să am încredere, roșu, da, în ce este de făcut. Am încredere, evident, rămân deschisă către voi și am primit dragostea voastră cu multă bucurie. Acum am schimbat culoarea și, după cum vedeți, m-am asortat și cu lumânarea din spatele meu mov. Ca să ridicăm vibrația, ca să ridicăm vibrația. Aș vrea, haideți, dragii mei, să vă alegeți între 1, 2, up, 2, așa, 3 și 4, îngeraș. O să vi le dau de aproape, da, să vedeți. 1, 2, 3 și 4. Haideți să le vedeți mai bine, vă puneți pauză, vă uitați la el. 1, da? 1, 13 și soare. 2, Phoenix-ul. 3, această cutiuță, cred că a fost un medalion, nu un medalion, cred că a fost de la vreo vărțară, de la un inel, în care s-ar putea ține ceva. Acesta este 3 și 4, îngerașul pe care l-ați mai văzut de-a lungul timpului, pe la mine. Așa, vă puneți pauză, vă alegeți și haideți să începem etalarea și să ne simțim bine. Vedem ce mesaje primim. Ok. Deci, numărul 1. Ce simte când vă privește în ochi sau când vă observă privirea sau când se uită la ochii voștri? Ce simte? Ce simte poziția lor? Numărul 1. Ce simte? Oh, ce frumos!
frumos, vai, deci nu se poate, ce frumos, ce simte. Acum cum vă vede, ce gândește? Deci este perspectiva lor, starea lor personală, un pic diferită, a? Acum, ce simte, ce gândește, cum vă vede, da, ochi în ochi, uite. Ce zice? Mai, ce frumos, dansul spiralat al zeiței. Că se vede, da? Vedeți aici, dansul spiralat al zeiței. Oh, și la capătul setului de cărți, femeia de lumină. Foarte frumos. Ha. Ok. Și aici, la capătul setului de cărți, măi, cum îi zice? Gândecelul, nu gândecelul. Păianjenul. Păianjenul care e similar cu regina de monede. Similar. Hai să mai trag câteva cărți. Ca să ne facem o privire de ansamblu, să avem o privire de ansamblu. Privire, apropo de vedere. O privire de ansamblu. Am văzut și diavolul. Am văzut diavolul și asta înseamnă o adicție pentru privirea voastră, pentru ochii voștri, o obsesie. Probabil că simte, interesant, că tot l-am văzut pe diavol, simte că îi atrage cu o forță magnetică. Ok. Justiția, interesant. Și renașterea, judecata. Încă o carte de aici, care îmi place setul ăsta de cărți, e foarte poetic și mă ajută să exprim anumite întrebări mult mai bine. Ce simte? Când se uită în ochii voștri, când vă observă ochișorii de la distanță, de aproape, știți că ochiul este poarta către sufletul nostru. Regele de bâte, de spirale invers. Și puterea. Puterea. Wow! Am simțit acum, când am văzut regele de bâte invers, regele de bâte care este foarte încrezător, mai ales în sexualitatea sa, în puterea sa de convingere, de persoasiune, să mai folosesc și cuvinte interesante, de conducere, capacitatea sa de lider. Regele de bâte este foarte creativ, foarte intens, foarte dominator. Evident, ca orice rege, că regele trebuie să-și domine împărăția sau regatul, mai bine zis. Însă, faptul că a venit invers, lângă această putere, începe tararea. Se pare că aveți o putere mult mai mare decât ei și simt asta. O putere mult mai mare în privire. Interesant că este Papa Legba. Papa Legba este reprezentat de un călugăr. Nu e Shaolin, mi-ar fi plăcut să fie Shaolin, dar e un călugăr, poate hindus. Ce este foarte interesant este că aici apar niște cranii, niște oase și ați ales 13, care într-un fel sau altul are niște conotații negative, mistice, oculte. Ce este interesant este că aveți și judecata. Ce simt? Judecata, renașterea. De fapt, judgment. Judgment day. Ziua judecății. Renasc într-un fel sau altul. Îi treziți la o nouă realitate. Dar hai să vorbesc despre Papa Legba. Este o figură spirituală. Și în asta constă puterea despre care am mai vorbit pe scurt, da? Și în prezentarea de mai devreme, puterea este să fii simplu, da? E modest. Asta cum încerc și eu cât pot, da? E modest, este trecut prin foarte multe, are nevoie de o viață simplă, despre lucruri despre care abia aștept să vă vorbesc în curând, da? Simte că aveți o putere mai mare pentru că ați trecut tocmai prin foarte multe, prin foarte multe și în preajma lor, preajma voastră, sau mai bine zis, când se uită la voi sau când vă admiră eventual curbura ochilor, sprâncenele, genele, fardurile sau mai ales felul în care priviți,
simt această putere, o putere mistică, o putere spirituală de a-i, de a-i domina într-un fel sau altul, dar nu într-un fel toxic, că tot am văzut diavolul, da? Ei se simt intoxicați de, de privirea voastră, probabil că v-ar privi în continuu în ochi. Măi, dar ce mesaje, îmi place cum a început etalarea. Și ce am zis că simt ei, cum se simt când vă privesc, când intră în vibrația. Chiar și de la distanță, da? Chiar și de la distanță. Vibrația voastră și vă simt de la distanță privirea. Cum se simt? Vorbesc de distanță pentru că este o balenă care intuiește, care simte și transmite. Simte că le transmiteți multe emoții chiar și de la distanță și într-un mod foarte profund și foarte tăcut, da? Subliminal aproape. Și mai simte, pentru că regele de apă simte multă dragoste, că este exprimată, că n-a fost exprimată suficient, simte multă, multă dragoste. Și interesant, da? Balena este cel mai mare mamifer, da? Din apă. Este o entitate emoțională imensă, se creează în sinea lor o entitate emoțională, dacă aș putea să folosesc, dar pot să folosesc termenul ăsta, da? Când sunt în preajma voastră, la capătul setului de cărți, am zis, văd și fluturi, au fluturi în stomac, clar, văd și fluturi în stomac, am văzut vulpița care în aceste de cărți înseamnă partenera ideală, așadar, interesant că apare și pe angelul, care țese, simte că, am zis mai devreme că intră niște mreje, când am văzut diavolul am vorbit ceva de genul ăsta, intră niște mreje, îi atrageți prin privirea voastră într-un mod foarte creativ, pentru că este creativ, foarte strategic, așa simt ei, sau așa vă văd, da? Și se creează o legătură, da? Știți că păianjul ăsta face, țese acea lucrătură de fire și firele sunt lipicioase. Cine intră în și când faceți curaj și mai, ați văzut cum se lipește, da? Cine intră în acea țesătură, greu scapă. Greu scapă și simt acest, ca un soi de, nu e pericol, nu e. E ceva în care s-ar scufunda total. Am zis că îmi place și anivelul numărul 3, la 13, la primul număr. 2 și 9. Trebuie să-mi schimb ochelaria. Da, 29. Nu? 29 înseamnă 11 flăcări gemene pentru unii. 11 număr maestru. Poate sunteți guvernați unul dintre voi de 11 și altul de 13, apropo. Da? Simt că, apropo, ce frumos, da? De spirală, spirală e și aici, da? Este o țesătură și energetică, și energetică, dar și simt că universul, am zis că devin foarte intuitiv și foarte profund, se reactivează această energie în ei. Simt că sunteți o zeiță sau un zeu, dacă sunteți bărbați, o zeiță. Adică, cu alte cuvinte, o ființă înaltă, nu degeaba a venit, ci femeia de lumină. Radiați lumină. Radiați lumină, radiați vibrație înaltă, da? Radiați, dragii mei, dreptate, apare justiția, poate are legătură cu scorpion, justiție sau alte semne de apă, poate aveți acolo niște marcaje interesante. Și din acest motiv sunt niște stări emoționale foarte intense, da? Femeia de lumină, care radiază lumină, radiază dreptate, justiție, echilibru într-un fel sau altul, putere, putere, cum am zis mai devreme, spirituală, energetică, specială, da? Și judecata, am zis că apare, i-a ajutat să se conecteze la această entitate emoțională, să devină intuitiv, să regăsesc într-un fel, am zis, pentru că aici sunt ei, da? Și aici sunteți voi. Să regăsesc în voi, își reactualizează niște calități sau niște stări pe care nu le simt în preajma oricui. Adică vă oglindiți cu alte cuvinte, da?
E o oglindire. Simt că le... Oh, da. Simt că le comunicați prin justiție și prin judecată. E o comunicare. Iar, cum a zis mai devreme, nu doar ei și voi le comunicați și deja îmi țiu eu urechea, da? Le comunicați niște lucruri foarte speciale, foarte intense. Am vrut ce zic, rămâne, na, că nu că doar a venit mesajul, trebuie să-l și transmit. Le comunicați trezirea. Comunicarea aceasta este a voastră, da? Ca și personaje. Probabil că încercați să fiți corecți, corecte, corecte. E o avertizare, iar, cu această cruce. Știți că unii comunică doar din priviri, doar din priviri, și se pare că aveți o privire foarte intensă, unii dintre voi. Foarte intensă și totuși feminină, da? Și totuși feminină și creativă, cum am zis mai devreme, și fluturele, o energie cu fluturele și cu judecata transformativă, da, cu această capacitate de transformare. Așa, și în fața voastră, așa simt. Cred că li se moaie genunchii, da? Așa simt. Că li se moaie genunchii când vă privesc în ochi. Ah, ce frumos. Spirală, spirală și aici, și aici. Da? Și spirala știți că înseamnă creștere, dar și o spirală interioară, da? Pe de o parte intră în ei și se reactualizează și apoi ies, depinde cât stă în preajma voastră sau efectele de după post-întâlnirea pe care o aveți sau care a fost. Iar este ca un tună, ăsta e semnalul, ploaia și tunetul sunt semnale că se manifestă curățarea de evenimentul despre care v-am vorbit. Și mă bucur când natura îmi e aliată și ne este adesea. Știu că ploaia mi-e aliată. Târziu am aflat, dar mi-e aliat. Și că tot am vorbit la acest număr, probabil că ploaia are acest simbol fertilizator și aici văd un nou. Există niște elemente, niște senzații de în care energia feminină fertilizează acest personaj. Energia, puteți să fiți și bărbați, energia voastră feminină are aceste calități sau această putere de a concepe, da? Această nouă entitate. Entitatea lor emoțională, trezirea lor, este, îl văd și ca un ou, dar văd și ca un conduct, da? Prin care se vede lumina, da? Din întuneric le arătați lumina, nu știu, prin aceasta, știți că e poarta, da? Privirea este poarta către sufletul nostru. Și dacă îl pun așa un pic, da? Arată un pic ca un ochi, ar trebui un ochi dintr-o parte, da? Aici irisul nu mai e colorat, este alb, este lumina, apropo de femeia de lumină. Ah, ce frumos! Ah, ce frumos! Și am zis că eu, așa simt, aici sunt două personaje legate, se creează această legătură, am văzut-o prin diavol, dar e o stare de dependență, de intoxicare emoțională, emoțională. Pasiune care îi îngenunchează într-un fel sau altul. Asta simt. Asta simt. Să mai vorbesc, dar trebuie să mai vorbesc despre alte numere. Sunteți pe vibrație foarte înaltă, da? Și da, ah, ce frumos, da. Hai să zic și asta. Dacă în viața lor e ploaie, sunt nori ca acum, tună, voi sunteți acel semnal, privirea voastră, probabil că și vocea, dar acum vorbim despre privire, este ca un semnal care îi scoate, ca o vibrație, ceva. Aveți această forță. Știți că există, da? La anumiți oameni, mai ales oameni cu vibrație înaltă, oameni care cresc spiritual. Și în acest context vă văd, nu musai justițiar, pentru că justițiar mi se pare un cuvânt destul de agresiv, gen Arhanghelul Mihail care se luptă, da? Vă văd corecți. Încercați să fiți echilibrați sau
interesant, sau se echilibrează în preajma voastră prin această trezire a lor, da? Care se produce. Hai, ce frumii! Gata! Gata, gata. Hai să mai vedem și alte numere. Dragii mei, n-aș vrea să pun pauză. N-aș vrea pentru că... Ia uite, am descris la regina de băte, perechea voastră divină, da? Dacă ei erau regele de băte îngenunchiat, care își pierde puterea în fața voastră, voi sunteți regina de băte, persoana și pasională, da, și încrezătoare, dar și evoluată. Dar și evoluată sau inspirată de divinitate, dar n-ai cum să fii inspirat și să nu fii și evoluat. Nu? Cam greu. Băi, de ce tu nu? Pe vremea asta, ce-ar fi? Mulțumesc! Mulțumesc! Da? Frumos! Ok. Hai să vorbim despre numărul 2. Cei care ați ales Phoenix-ul. Evident cu Phoenix-ul că aveți ceva marcaj în Scorpion sau vă preocupă trezirea voastră, transformarea voastră. Haideți să vedem cum simt ei când se uită în ochii voștri. Când vă văd ochișorii. Când vă văd ochișorii. Ce simt ei? Numărul 2. Cei care ați ales Phoenix-ul. Sau dacă v-ar vedea în cazul în care... vai, da ce frumos! Vai, da ce frumos! Dacă v-ar vedea că poate nu v-ați văzut. Și când vă veți vedea... Ia, uite la cap. Vai, da câte emoții! Că tu vorbii de Scorpion, da? Casa de apă, semn de apă, aici apare 10 de apă, ce nutria parcă, da? Și cum se simt? Mai, lepăda, lepăda, vai, frumos, frumos. Se oglindesc în sufletul vostru, în sufletul, dar știți că privirea este poarta către sufletul nostru. Își văd sufletul, puște fioream, își văd sufletul când se uită în ochii voștri și simt că există o oglindire, da? Nu dualitate, oglindire. Interesant că această cloak. Cloak e o stare de... Cum să zic? Cloak ce? Pelerină, da? O stare de mister, da? De mister. Poate de ceață. Poate de nori, ca și aici, ca și acum. Da? La mine în oraș, la această oră. Ideea este că a venit invers. Faptul că a venit invers înseamnă că îi ajutați sau nu îi ajutați prin această privire. Privirea voastră, sufletul vostru, felul în care vă uitați la ei, poate chiar și la oameni în general, nu doar la ei, îi ajutați să iasă din această zonă de umbră. Dacă în această imagine personajul se uită în zare la soare, da, dintr-o zonă de ceață, de confuzie, de aglomerare emoțională, poate și alte probleme, da, faptul că a venit invers, simt că acest soare vine mai aproape. Și de ce zic asta? Pentru că la capătul setului de cărți ce aveți? Towering Magnificence, construind niște lucruri foarte importante. Magnifice. Pentru unii simt că privirea voastră le dă această energie. Le dă încredere, încă n-am scos toate cărțile. Le dă încredere că se pot construi pe ei, că pot construi ceva special cu voi. Aveți o putere de construcție. Ia uite. Doar din priviri. La capătul setului de cărți, 9 de monede. O femeie independentă, în mod special femeie, deși poate să fie și bărbat. O femeie independentă, ia uite, încrezătoare, pasională, cu multe reușite. Văd și semnul balanței pentru unii. Și semn de foc și semn de pământ, dar nu asta contează că avem și apă. Dar ce simt? Ce simt? Simt acest cavaler de cupe, că privirea voastră este foarte romantică, foarte dulce, foarte duioasă.
Duioasă, poate că nu e adjectivul potrivit pentru o privire, dar ne permite, da, să mai facem și excepții în exprimare. Hai să vedem ce alte cărți. Ce simt când se uită la voi, când vă privesc în ochi, când vă contemplă forma ochilor, privirea, nu știu, ce simt. Ce simt numărul 2? Ce simt? Mai scot o carte și apoi să povestesc, că mai am de povestit. Ce simt despre numărul 2? Ce simt despre numărul 2? Oh, ho, 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 îmi place când pică. Da. Vai, la capătul setului de cărți, 10 de spirale, 10 de cupe și totuși a venit asul de pământ, de pietre, de monede, a venit asul invers. Haideți să zic, deci a venit 10 de... Ia uite, și la care... A venit... Vai, da, câte emoții, nu vine să cred. Regele și regina de cupe, delfinul și balena. Da? Perechea divină, da? Și am zis că se oglindesc în voi, deși posibil să aibă marcat și în semn de foc și semn de aer. Văd și asul de aer sau molia. Sunt atrași de voi ca de flacă, ca molia de flacără, da? Aveți un foc în privire, că nu degeaba ați ales, da? Fenix, un foc în privire special și văd și leu, da? Uai, dar numai cărți tari, leul, vulturul, multă pasiune, da, ce simt, ok. Simt și multă pasiune, foarte intensă, da? Am zis, un foc care atrage, care arde, da? Ei sunt aici, molia, da? Ard în preajma voastră, ard și asta se vede și prin 10 de bătăi, care înseamnă o energie foarte intensă care consumă, apasă, într-un fel sau altul. Dar aduce, dragii mei, și bucurie, dar continui, că sunt foarte multe de spus. Ce mai simt? Simt că sunt... Vai de mine! Simt că sunteți foarte... Vai, da, ce mai cărți! Și tigrul în spate, marea preoteasă într-un fel sau altul, vulturul, uliul, chakra a șaptea, cred că au în principiu... Dacă aș putea să întâlnesc persoana, probabil că mi-ar confirma. Și în spate, iau-te, leul a fost mai devreme și tigrul, da, o forță și spirituală și... intelectuală și emoțională, foarte, foarte intensă, foarte, forță intensă, nici nu găsesc cuvintele, da. Și aici sunt, și emoțională, am zis, simt că sunteți perechea lor din multe puncte de vedere, repet, și sunt atrași, a risca și totuși n-a risca. Există ceva care îi scoate, repet, îi scoate dintr-o lume comună, dintr-o lume comună, dintr-o lume gri. Le arătați, mai deci, le arătați câtă bucurie poți să simți în preajma cuiva. 10 de cupe, da? 10 de cupe, câte emoții. Și ce frumos că aici 10 de oglinzi, am zis că se oglindesc și asta simt ei. Aici se regăsesc ei, se oglindesc și v-am arătat cărțile de la capătul setului de cărți, aceasta a apărut. Da. Regina de, nu e regina, este cavaler, dar lebăda este un simbol falic, nu zic că există atracție sexuală, dar afară de asta, afară de asta, că am văzut și foc și evident când e foc că există atracție sexuală, există această forță de a pătrunde, de a arde, capacitatea de a arde, da? De a pune la punct în priviri pe cineva. Știți că unii au această forță, da? Însă, ce simt? Poezie. Poezie. Blândețe, duioșie, tandrețe și totuși undeva în spatele acestor multor emoții, da? 10 de apă, regele de apă, regina de apă, care înseamnă delfinul, știți că energie sexuală, dar și multă voioșie și multă profunzime emoțională, sunt cărțile de aer și de foc pe care vi le-am arătat mai devreme. Asul de aer, regele de aer,
nu mai știu cât e, dar nu mai contează, da? Urâși și vulturi simt această vibrație foarte înaltă. Și asta este confirmată a doua oară de această carte, da? Simt că puteți să construiți și să dărâmați doar din priviri pe cineva. Da, și am zis că sunteți foarte puternici, puternice, că în general cine mă ascultă sunt mai mult doamne, puternice. Și de ce cred eu că a venit acest as de monede invers? Ar vrea să construiască ceva, dar probabil că le mai trebuie ceva timp ca să-și facă curaj, da? Pentru că voi aveți această forță deosebită. Probabil că mai trebuie ceva timp să... Pentru că este o oglindire, dragii mei, meditați un pic. Care este realitatea și care este oglindă? Da? Dacă ei se oglindesc în voi, ei trebuie să ajungă. Nu doar că se oglindesc la nivel mental, emoțional, rațional, cum vreți voi, spiritual. Trebuie să ajungă și practic în această vibrație. Da? Pentru că prin oglindire, în oglindă, tu îți vezi potențialul. Nu să ai realitatea, înțelegeți, da? Și aici este. Din acest motiv simt eu că a venit asul de monede invers. Pe de-o parte, posibil să nu îndrăznească, să considere că da, aș vrea să încep ceva durabil. Aș vrea să încep ceva durabil. Dar cum să ofer eu acestui personaj când eu sunt doar un cavaler pe lângă atâția regi? Simt că aș putea, am putea să fim împreună, simt că am putea să avem, ia uite, rege, m-aș implica, m-aș implica cu toată forța fizică și emoțională în această situație. Dar au niște conflicte și acele trebuie rezolvate, pentru că ei tocmai ies din această zonă de umbră, de... sau cel puțin, în preajma voastră sau în când se uită la voi. Dar evident că descrierea acestei senzații este mult mai complexă, da? Este mult mai complexă. Ce simt? Mulțumesc. Simt că îi dezgoliți într-un fel sau altul din această oglindire, da? Dacă înainte erau mai secretoși, mai misterioși, într-un fel sau altul, nu mai au secrete. Îi dezgoliți cu privirea. Și nu să ai atât cu forța pe care o simt, cât cu blândețea. Cu blândețea. Acestea sunt cărțile care au venit în față și celelalte sunt în spate, acelea puternice. Simt că în spatele acestei amabilități, amabilități, capacități de vindecare, de împărtășire, de empatizare, da? Există un personaj puternic, da? Un turn magnific. Și în spatele acestui turn ce mai este? Ia uite. Gardianul sufletului familiei. Într-un fel sau altul simt că faceți parte din familia, apropo de oglindire, familia lor sufletească. Când degeaba a apărut regele și regina de cupe. Sufletească, emoțională. Foarte frumos și la voi. Îmi place. Ce aș mai vorbi? Dar trebuie să fac și celelalte etalări. Și am văzut, oh, ia uite unde am pus. Am pus cartea, Cavalerul de Cupe, la Asul de Cupe. Simt că pot să iubească din nou. Și totuși există o reținere. Deocamdată rămâne de văzut când o să aibă curajul să materializeze. E o reținere în materializarea acestei emoții, acestei iubiri. Pentru că emoțiile sunt emoții, avem nevoie de bâte și de monede ca să le punem în practică, da? Ca și gândurile, da? Nepalpabile. Da, frumos. Mă bucur. Cam atât. Cam atât. Da. Dragii mei, cei care ați ales numărul 2 și ce ar mai fi de spus... A, ce interesant, ce interesant. Da, uite, acum apare și judecata. Că nu degeaba ați ales... Ah, da. Mai că nu pot, nu reușesc. Okidoki. Judecata. Simt că
pot renaște, îi scoateți din... Oarecum asemănător cu numărul 1, dar un pic diferit. Un pic mai mult. Probabil că tot așa există marcaj în scorpion, la judecata și alte semne de apă. Cam atât. Ia uite. Am văzut și 3 de spade, îi vindecați, vindecați de niște situații neplăcute. Cam atât. Vă pup. Și trec la următorul număr. A trebuit să pun o mică pauză. N-am pus nici măcar când m-am aplicat după carte. De ce să pun acum? Așa că, hai să vedem. Numărul 3. Cei care ați ales această chestiune foarte drăgălașă, da? Sunt foarte curioasă ce cărți vor ieși. Dar mi se pare foarte interesantă și chestia asta. Nici nu știu ce o să pun. În primul și în primul rând că aveți niște secrete. Aveți niște secrete. Numărul 3. Aveți niște secrete. Și pentru că văd aici roșu, albastru închis și albastru deschis, roșu, le creați multă pasiune prima chakră, da? Le dați stabilitate, da? Aveți o privire care... interesant, pentru că am văzut albastru închis și albastru deschis. Nu știu câte noțiuni au ei despre al treilea ochi, dar probabil că intuiesc și ei sau le reactualizați, le deschideți al treilea ochi și intuiesc într-un fel sau altul și văd, da, cu al treilea ochi, că ochiul vostru e deschis. Dar le deschideți ochii, în mod special al treilea. Le deschideți ochii. Și le dați o senzație de stabilitate cu acel roșu. Și voi vă simțiți stabil într-un fel sau altul. Vă simțiți sigur pe voi. Probabil că și unul și altul vă vedeți de la distanță. Sau vă... Da, vă simțiți. Vă simțiți de la distanță. Se uită... cine a trecut? Cine a trecut? X, Y? Cam asta e senzația. Across the water, am vorbit de distanță, dar dincolo de ape, da? E o distanță între voi și ei și chiar distanță. Da, probabil că asta o să-mi spuneți voi ce înseamnă distanța asta, însă ei se simt aici și voi sunteți aici, lumina aceasta și îi atrageți. Ia uite, în spatele acestei cărți, la capătul setului de cărți, da? Este femeia care îmbrățișează lumina, da? Loving all that is. Numărul 22, număr maestru, da? Femeia care, energia feminină care îmbrățișează lumina. Simt că ați îmbrățișat lumina și se simt atrași. Aici sunt ei. Îi se deschide și chakra inimii, într-un fel sau altul. Îi atrageți prin lumina voastră. Și ce? Da? Îi atrageți și vor să vină spre voi. Coming together. 22 și 66, amândouă numere maestre. Și 2 și cu, da, 2 și cu 6 înseamnă 8. 88, o transformare foarte intensă. Dar opt, știți că este și casa secretelor, că nu degeaba e casa scorpionului, sunt și secrete. Și încă n-am scos toate cărțile. Sunt și secrete. Dar dorința, am zis că aici sunteți voi lumina și le deschide și voi și lor, al treilea ochi. Se recrează lumina în sufletul și în privirea suflet, da? Și în sufletul lor și își doresc să vină mai aproape. Asta simt, asta simt. Coming together. Își doresc să fie împreună. Dar și roșu și albastru, flăcări gemene, pentru unii, suflete perechi. Simt că e ceva, ceva, ce atrage, îi face să vină. Coming, come together. Hai să ne întâlnim. Na, interesant. Iar o chestie, apropo. S-a deschis la... Șarpele și șarpele de apă, setul de cărți, da? Și ia uite, și șarpele de apă apare, reapare că am văzut la numărul 2, lebăda, iar această oglindire, da? Oglindire pe care o găsim și aici, da? Îi atrageți prin lumina voastră și într-un fel sau altul, repet, le luminați. Iluminați calea, le iluminați privirea și nu doar, imediat o să vorbești despre lucrurile astea.
Ce, cum se simt ei? Starea lor este șopârla, este semn de foc. Șopârla, știți că are niște simțuri tactile, olfactive, vibraționale, foarte, foarte acute, foarte puternice. Simte la distanță. Simte la distanță și nu doar, în acest context, simt că are și o capacitate de a se schimba în funcție de mediu. Personajul în sine are această capacitate cameleonică, însă în preajma voastră, cum a zis mai devreme, pentru că aici sunteți voi, da? Voi îmbrățișați lumina și într-un fel sau altul îi atrage să vină, să vină, să vină spre voi. Măcar cu privirea, să vă privească, să vă admire. Și dacă au această capacitate de transformare, de schimbare, și fizică, și energetică, le reactualizați și lor lumina, cum am zis, al treilea ochi. Și îmi vin niște versuri în minte, o să pun poezia Lucian Blaga, Lumina ce-o simt năvălindu-mă în piept, iubito. E lungă poezia, o știam, dar mie că dacă o spun s-ar putea să scap câteva versuri. Clar este mesaj pentru numărul 3, dar Lumina ce-o simt, lumina de care vorbesc năvălindu-mă în piept. Da? Suflet, piept, privirea, suflet, da? Poarta către suflet. Foarte frumos. Încă n-am scos toate cărțile. Ce simte numărul 3? Ce simte când se uită în ochii voștri, când vă admiră ochișorii? Când vă admiră ochișorii, genuțele, sprâncenele? Multă atracție sexuală pentru că a venit șarpele de apă care reprezintă chakra a doua, creativitate, pasiune, da? Și este și, cum am vorbit mai devreme, nu vedeți că, ia uite ce frumos, aceleași culori, ia uite-le. Nu ai mai vedeți? Ce frumos, frații, da? Nu sunt aceleași. Roșu, albastru, bleu, da? Alb. Wow, frații. Știți? După prezentarea de data trecută, după supărarea de astăzi și din ultimele seri. Mai, ce frumoasă etalare! Ce simt? Simt că puteți să-i transformați. Am zis că undeva stau în umbră. Stau în umbră unii, da? Și când sunteți în preajmă, wow! Wow! Cine a trecut? Doamna? Da? Cea care iubește tot ce este. Cea care îmbrățișează tot în lumină. Probabil că și voi căutați, interesant, probabil că și voi căutați lumina, lucrurile senine. Și ce simt? Șarpele, da? De două ori șarpe. Aici e șarpele de pământ, da? Care începe să radieze. Și șapte de monede înseamnă așteptare. Sunt conștienți că trebuie să aștepte, probabil, așa simt, până să... Ce tună. Până să veniți împreună, coming together, este o necesitate, este o chemare subtilă din priviri, dar trebuie să aștepte un pic. Trebuie să aștepte un pic, trebuie să crească în această vibrație și totuși încep să radieze și lumină. Și ce frumos am vorbit de al treilea ochi. Uite la aici, la nivelul chakrei a doua. Știți că putem să vedem altfel. Deci și creativitatea lor și sexualitatea lor începe, apropo de foc, începe să simtă altfel. Atracția nu mai e pur fizică, este emoțională, emoțională și energetică. Și încă n-am terminat de scos cărțile. Hai să mai vedem ce simte numărul 3. Când se uită în ochii voștri, când vă privește, ce simte numărul 3? Ce simte numărul 3? Mai. Îmi place. Am reușit să fac. Aceasta e tal. Opa, opa, nebunul. Eu sunt nebunul care te iubește. Așa am primit mesajul. Nebunul care te iubește. Da, nebun. Nebun. Și totuși nu îndrăznește. Nu riscă. Nu îndrăznește încă. N-are curajul. Dar ce e ciudat. Ce e ciudat, ce e interesant. De-aia zic eu așteptare. Nu te termina baterie. E o așteptare. Au trecut prin niște chestii foarte triste, poate chiar și voi.
poate chiar amândoi, da? Că există totuși o oglindire undeva mai în subtil, da? Și voi începeți o nouă lume, vreți să vă schimbați viața și îi readuceți, îi chemați și pe ei la altă viață. Să pun totuși o pauză. O să încerc să pun așa. Ok, da? Să se încarce în timp ce vorbim, să nu se descarce. Eu sunt nebunul care te iubește. Așa am simțit mesajul. Probabil am senzația că uneori plâng. Plâng că nu sunteți împreună, că e o distanță interesantă. Poate știți, poate nu știți unii. Am zis, coming together, cum poți să vii împreună dacă nu e? Adică cum poți să fii împreună? Înseamnă că, sau cum poți să te întâlnești? Înseamnă că nu sunteți în acest moment împreună. Există o distanță, cum am zis mai devreme, across the water. Sunt niște ape, niște emoții. Interesant, și aici este tot o apă de trecut. Niște emoții de trecut, niște regrete, niște pierde ale voastre, ale lor. Da? Este care trebuie să treceți sau să treacă ei. Eventual sunteți aici, voi, cetatea aceasta, da? Această nouă lume, această nouă șansă, o întâlnire karmică, da? Care le schimbă lumea și ajută să ia, intre într-un nou ciclu lumea și nebunul zero, dar încă le este o oarecare teamă, teamă sau încă au de depășit niște probleme emoționale. Din acest motiv a apărut și așteptarea, da? Așteptarea trebuie să se transforme, că e șarpele, da? Ce simt? Când se uită în ochii voștri. Ia uite. Menestrel. Se simt romantici, doritori, iau ce? Regele de monede. Vor să vă ofere. Simt că aveți o... și sunt intoxicați. Sunt intoxicați. Sunteți o tentație, Bela Rosa. Un trandafir frumos. Un trandafir tentant. Ce înseamnă un trandafir? Pasiune. Frumusețe, sensibilitate, autoritate, pentru care și spini, da? Și totuși o autoritate puternică și exact această atracție magnetică între voi și ei. Și iar au de asta un mesaj, au de depășit și de ales, doi de spirale sau doi de bute, de ales să renască și să vorbesc de renaștere, pentru că am văzut șarpele de două ori și asta înseamnă transformare, și să se elibereze, am zis, de niște emoții negative, de niște situații negative, uite aici, nouă de spade și diavolul, niște situații intoxicante, poate chiar o dependență, poate chiar o viață toxică, da? pe care încep să conștientizeze, că am zis că se reactualizează al treilea ochi, încep să o conștientizeze. Pe de-o parte se simt nemeritoși față de voi și pe de altă parte sunt conștienți că dacă fac schimbarea, fac această transformare, da? Văd atracția, sexualitatea, potențialul creativ, îl văd cu alți ochi, aici un ochi, da? În chakra a doua e un ochi. Și-ar dori să fie un partener stabil pentru că simt stabilitate la voi, simt autoritate, simt eleganță. Poate că unul dintre voi aveți un câine cu mamă pe Murița. Pentru că e menestrel și ar dori să vă ofere cele mai frumoase declarații de dragoste, cele mai frumoase lucrușoare, pentru că este un rege de monede, să se oglindească, să oglindească forța pe care o aveți și voi și atunci să veniți împreună, să aveți o relație stabilă. Asta simt. Asta simt. Și aici este, trebuie să se schimbe. Și diavolul ăsta, ei se schimbă, au această capacitate de a se adapta și de a se schimba în funcție de mediu, de oamenii cu care stau de vorbă, de oamenii pe care îi privesc. Și dacă au avut în preajmă oameni toxici, da, ia uite, le-a adus multă suferință. Și în preajma voastră, cu atâta lumină, ia uite, cu atâta lumină, au și ei capacitatea, șansa cu... o șansă aici, roata norocului, să-și schimbe lumea, să înceapă o nouă viață și să se elibereze de aceste energii negative din trecut și să devină altfel de oameni, să devină altfel de oameni, da? E vorba de... da.
interesant că asta e a patra carte din Semnele de Foc și mi-aduce aminte, deci n-are nicio treabă, dar totuși mi-aduce aminte de patru de bute, care știți că înseamnă patru, înseamnă casă, stabilitate, și noțiunea de stabilitate revine și prin regele de monede. Dar pentru asta trebuie să aștepte. Să-și creeze, iar este, ce frumoase mesaje, să-și creeze, pot să creeze tot un geam, tot un cerc, tot o naștere și, repet, chakra a doua, sexualității, a creativității, a puterii de manifestare. Pentru că manifestarea vine de aici, dar trebuie să intre și în realitate, da? Asta sunteți voi, lumina. Lumina. Lumina care arată un potențial. Un potențial. Simt, văd, anticipează că la un moment dat în timp, după întâlnirea cu voi, vor deveni alți oameni. Poate chiar au început să devină. Și totuși, acest nebun încă nu riscă, are această șansă zero, iar zero, iar zero și aici, iar zero și aici, da? Iar un zero și aici, da? Le dați această șansă. Și va veni un moment când probabil că o să-și facă curaj și o să riște și o să vă spună ce v-am spus și eu. Sau poate și alte lucruri mult mai frumoase. Că doresc să veniți împreună să vă întâlniți și să fuzionați. E nevoia de a fuziona. Da? Apropo de lumină, da? Două zerouri, să zicem, da? Care fuzionează într-unul, o nouă lume. De ce zic zerouri? Două cercuri. Două cercuri și aici sunt două cercuri de lumină, așa le văd eu. Voi deja radiații încă trebuie să aștepte să se transforme. Dar nu uitați oglindirea. Și iar văd la un moment dat acele elemente triste din viața lor. Nouă de spade, vi le-am arătat mai devreme aici. Nouă de spade, văd și cioara. E potențialul lor care a fost ținut în întuneric de prieteni, de mediu, da? De mediu. De multe. Și repet, voi, în voi se oglindesc. În voi se oglindesc. Cam atât. Măi, sper că v-a plăcut. Mă pregătesc pentru următorul număr. Dar nu știu dacă pun pauză, să pun pauză sau să nu pun pauză. Pentru că aș vrea să aranjez și cărțile. Oricum, numărul 3... Aveți ochi frumoși, Bella Rosa. Ochi frumoși, acaparanți și poetici, într-un fel sau altul, care transmit muzică, da? E un menestrel, îi face să cânte. Sufletul lor, privirea lor, începe să cânte când vă întâlnesc privirea. Chiar și pentru o secundă. Și chiar dacă nu vă întâlniți privirea, dacă vă vede undeva, voi nici poate nici nu ați observat, stați de vorbă cu X, cu Y, sau poate aveți, eu știu, o prezentare online, nu contează, la job sau nu contează, da? Și ei vă urmăresc, da. Inima lor începe să cânte. Devin romantici. Ok. Hai să vedem. Numărul. Ia să pun asta la loc. Iar mă plec. Dar nu mă deranjează că mă plec. Pe mine nu mă deranjează lucrurile astea. Chiar mă face plăcere să fac un pic de mișcare. Numărul 4. Cei care ați ales îngerașul acesta. Îngeraș sau fier, da? Zâniță. Cred că sunteți ca o zâniță pentru ei, ca un îngeraș. Probabil mai ales când dați din gene. Nu mi-am pus gene false pentru că, totuși. Deși am zis să experimentez și chestia asta, dar trebuie cu grijă ca să nu arate fals. Da, un pic de...
Experiment mai merge din când în când. Cei care ați ales numărul 4, care ați ales îngerași, probabil simt că sunteți ca niște îngerași, aveți ochi foarte puri, da? Hai să vedem cum confirmă și cărțile, aveți ochi puri. Jucăuși copilăroși? Ghiduși așa? Trăgălași? Mai ales când zâmbiți, am senzația că uneori zâmbiți cu ochii și asta place foarte mult. Și ia uitați cum, ce simt, da, simte, uitați cum stă îngerașul, da? M-aș uita numai în ochii tăi toată ziua, ziulica. Toată ziulica. Le dați aripi. Le dați aripi. Numărul 4. Frumoasă etalare pentru toate numele. Hai să vedem ce simte numărul 4. Ce simte numărul 4 când se uită în ochișorii voștri sau dacă nu se uită și vă admiră de la distanță. Vă observă într-o poză ceva. Ce simte? Sau dacă nu v-ați întâlnit, ce ar simți? Ce ar simți? Dacă v-ar privi ochii în ochi, face to face. Numărul 4. Ha! Cam timizi? De ce nu dați? Probabil că stau și să uită. Nu zic nimic, doar mă uit. Ia, numărul 4. Ce simte numărul 4 când se uită în ochii voștri? Da, preferă să tacă. Dar nu contează, îi facem să vorbească. Nu vreau să văd spiritul lor. Facem să vorbească. O dată. De două ori. Și de trei ori. Ok. Ia uite, albinuța. Apropo de aripioare. Dar am zis că eu... la 7 de monede nu prea se vorbește, da? Se gestează. Stau și așteaptă. Așteaptă. Și aici este un cerc și aici un cerc. Și ce așteaptă? O transformare, pentru că pentru mine albinuța înseamnă transformare. Vedeți ca o albinuță. Rămâne de văzut ce alte mesaje mai vin. Dar nu, nu. În primul și în primul rând ei se simt. Iar nevoia să zboare. Simt nevoia să zboare. Într-un fel sau altul. Să se ofere. Ce simt despre voi? Că aveți o frumusețe ascunsă. Hidden beauty. O frumusețe ascunsă. O tristețe și în spatele acestei tristeți. Așa simt acum. Tristețe și în spatele acestei tristeți. Sau aparente, poate chiar și reale, neapărat aparente, timidități, există un foc care arde în voi. Cea? The bride, da? Offers herself. Îmi scap acum. Mireasa se oferă ea însăși. Simte că v-ați oferi cuiva. Cui se oferă mireasa dacă nu mirelui, da? Celui care o vede, celui care o apreciază. Simte că aveți o reținere. L-aveți pe Crist. Flacăra cristică. Da. Și acesta este mirele vostru. Probabil că unii dintre voi sunteți foarte spiritual, foarte spirituale, da? Acesta este mirele vostru. În spate am zis aparente timidități sau rețineri sau modestii. Că e o monocromie, da? Hai să stați așa, uneori. Poate aveți niște gesturi aparent, repet, timide. Văd această frumusețe specială, specială. Flacăra cristică, aveți o capacitate de a vă sacrifica. Ați suferit. Ați suferit, pentru că vorbim de imaginea cristică, de spiritul cristic. Ați suferit și ați renăscut. Vreți să vă oferiți oamenilor care vă apreciază. Nu oricui, din acest motiv poate interesant, poate că ați plâns, au simțit, au sesizat lacrimi, poate să fie și lacrimi nevăzute în ochii voștri, o tristețe, repet. Și în spatele acestei tristeți e o flacără. La capătul setului de căzi, uitați-vă și cum privești, ia uitați, da?
Aveți o stare de, nu vreau să se vadă camera, dar o stare de nostalgie, de tristețe. Și asta fascinează, asta atrage. Asta atrage. Da? Interesant că sub această carte apare dansul sângelui, The Blood Dance, și îngerul de înger pe pământ, Angel Earth, da? Simt, apropo de îngeri, ce frumoasă confirmare, simt că sunteți un înger pe pământ, un înger care încă nu s-a desfășurat în adevărata sa, eu știu, în adevăratul său potențial. Da? Este în sângele vostru, în ADN-ul vostru, este o vibrație înaltă, cristică, angelică. Și totuși, dragii mei, ce stare am. Aveți această modestie. Uneori se vede această pasiune pentru lucruri valoroase, pentru lucruri valoroase. Această încredere într-o nouă direcție în care vreți să vă transformați. Și ei sunt aici. Ei sunt aici. Ei sunt această albinuță. Semn de aer, nu stai. Bine. Interesant, bi este cu doi de i, dar înseamnă albină, dar bi doar cu un i înseamnă a fi. Într-un fel sau altul, intră într-o ființă. Intră în ființă. Într-o lumină, apropo. În această lumină a voastră, în acest potențial, da, de înger, lumina angelică, spirit cristic. Da? The communal dance. Și erupție de lumină. Ia uite, și cea care iubește. Este o iubire pură, da, pe care o simte în voi, în privirea voastră, în sufletul vostru, că e poarta către suflet, da? Și probabil că unii aveți o misiune publică, o misiune, o lucrare în public. Și poate că atunci v-a observat. În public. Wow, ce cărți! Toate etalele au fost frumoase. Și la capătul setului de cărți, ia uite. Ia cei 7 de monede. Așteptarea voastră. Voi tăceți și vă transformați pe dinăuntru și radiați în această tăcere, în această modestie, da? Hidden beauty. E ascunsă în acest cerc. Da? Este o voce, interesant. Privirea voastră transmite un cântec în noapte, un cântec luminos în noapte. Iar văd o energie negativă, probabil că aveți, apropo de transformare și de modestie, probabil că ați avut de-a face cu niște energii negative, în preajmă, poate mai sunt, da? Și totuși, aceste energii negative nu vă pot domina capacitatea voastră de a iubi Regina de Cupe, Delfinul. Peștele, probabil că aveți, ia uite, aveți marcaj în semnul peștilor. Aveți o extravaganță în voi, ciudat. Ceva ieși din comun că am văzut zebra. Uf. Plac mesajele astea, mai, mai. Ce simte numărul 4 când se uită în ochii voștri? Ce simte numărul 4 când se uită? Ia. Nu așa că seamănă? E o tăcere care... Ia uite, e o tăcere, că am zis că aici se tace, care urlă, bine, nu urlă, care vorbește. Uneori, da, interesant, uneori poate a strigat după ajutor, dar cred că acum, în ultima vreme, își spune povestea plină de lumină, da? Felul în care a renăscut o nouă lume aici. Ce simte? Că tăceți, că vă rețineți în vorbe și vă conectați la spiritualitate. Ce simte când se uită în ochii voștri? Ia uite, apropo de spiritualitate, a apărut spânzuratul, da? Care tot așa tace. Iar semnul peștilor, aveți marcajul în semnul peștilor, văd și semn de aer. Probabil. Și semnul cristic, asta înseamnă spânzuratul, cel sacrificat, cel iluminat.
Mai, că v-ați sacrificat, ați suferit. Da? Și sunteți încă într-un proces de transformare. Dar știți că ne transformăm pe calea noastră spirituală de mai multe ori. Și când vorbim mai devreme, avem tentații, avem provocări de fiecare dată când încercăm să ne ridicăm mai sus. Cum s-a întâmplat, da? Și la mine în ultimele zile. Da. Probabil că aveți niște probleme acasă, unii dintre voi. Da. Iar privirea voastră spune multe. Prin câte ați trecut, că au încercat oamenii să vă controleze, să vă domine, apropo de spiritul cristic, să-și impună multe lucruri. Și totuși ați învățat să vă eliberați și să vă găsiți abundența, altfel de abundență, familia, așa simt, familia spirituală într-un nou adevăr, da? Acest spirit cristic este victoria voastră. În aceste momente de probleme, de sacrificii, ați primit lumina, a venit lumina în ochi. Adică, bine, se simte, a venit lumina în sufletul vostru și se simte sufletul vostru renăscut. Știți, se vede. Pentru cei care vor să vadă, se vede în privirea omului că omul respectiv a suferit și totuși iubește și totuși e conectat la lumină, în pofida suferințelor. Se simt lacrimi nevăzute, da? Lacrimi. Suferință, durere. Și totuși, conectare la spiritualitate, durere, că e o boală. Probabil se simt și boli fizice. Ciartă-ne ca la mine, da? Dar nu contează, da? Ia uite, storyteller, cel care spune povestea. Privirea voastră spune o poveste, da? Și pentru că eremitul, cel care a trecut prin întuneric ca să-și găsească lumina, măi, dar ce cărți și confirmări! Spiritul cristic, chiar, opoziția fecioară, pești. Da? Căutarea luminii și regăsirii luminii interioare. Puh. Și asta simt ei. Că au umblat, poate au umblat din floare în floare și voi sunteți lumina, floarea aceea specială. Intră într-un cerc magic când se uită în ochii voștri, apropo de cerc. Da? Intră într-un cerc magic. În ce constă magia? Magia constă în puterea voastră de a vă transforma și de a crește în pofida greutăților. Wow, roata norocului! Mai! Întâlnire de destin, da? Simt această întâlnire. Este de destin. Este o întâlnire karmică din care au foarte multe de învățat, foarte multe de schimbat. Este o energie. Le schimbați viața. Da? Le schimbați viața. Iau, dai și ceva arde. Ați ars și voi niște lucruri ca să vă schimbați viața și vor arde și ei niște lucruri. Ce simt? Magician, m? Magicianul invers și visătorul. Încă nu manifestați adevăratul vostru potențial, dar sunteți în schimbare. Sunteți în schimbare, roata se învârte. Că ei participă la această schimbare, că nu participă, poate să varieze. Dar îi simt că sunteți încă, am zis, da? Încă sunteți, încă mai aveți de vindecat ceva ca să intrați în manifestare unii dintre voi, magician. Da? Dar există această zonă foarte emoțională, visătorul. Da? Cum face și îngerașul? Ce face? Ia uitați cum stă. Da? Putere de a contempla lucrurile, că asta face patru de spade, contemplează, meditează, analizează. Probabil că vă observă cum analizați lucrurile. Și cum analizați, se transformă și sufletul vostru. Sunteți niște visători, într-adevăr. Unde e visătorul? Uite la aici. Dar, dragii mei, măi, dar ce mesaje vin! Am zis că aveți o forță. Că o conștientizați voi, că nu o conștientizați, vă zic eu. Ei cel puțin așa simt, ei simt că aveți o forță, e un tigru care iese din voi, mai, renăscut. Ia uite, un tigru renăscut, din durere,
Prin credință, steaua, prin speranță, prin vindecare. Și în momentul în care vă veți vindeca, veți reuși să-i vindecați și pe alții. Pentru că asta e misiunea voastră, da? Spiritul cristic. Să-i vindecați și pe alții. Păi. Da? Apropo de cărți, mai la ce fioream, da? În această carte, magicianul, în magicianul, sunt două ființe, da? Două ciori. Știți că cioara este un simbol spiritual profund. Una are această capacitate de manifestare, cealaltă a scăpat-o probabil în preajma acelor oameni, da? Așa simt, în preajma acelor oameni care a adus suferință, da? Și-a pierdut sau a uitat în acea perioadă care această capacitate de manifestare, dar e pe cale să o regăsească. Că a scăpat-o și îi este transmisă de cel care vă vede într-un fel sau altul sau de acest mesaj, iar rămâne de văzut sau de altcineva, dar încă nu manifestați, repet, adevărata voastră forță, tigru e o forță. Tigru e o forță, este marea preoteasă. Aici, în aceste de cărți cu animale, tigru, o să vorbesc, eu sunt semnul tigrului, e o forță fantastică. Da? Este un foc. Aveți intuiție, dar trebuie să vă ascultați intuiția ca să puteți manifesta. Mai aveți niște lucruri de învățat, de analizat și de vindecat. Dar ce simt, am zis? Simt că într-un fel sau altul vi s-a schimbat destinul, că puteți să le schimbați și lor destinul sau că ei vă pot schimba destinul într-un fel sau altul sau vă pot ajuta în această manifestare. Există mai multe variante, încă n-am clarificat, dar roata norocului. Mai, ce înseamnă roata norocului? E Jupiter. Puteți să vă extindeți dintr-o nouă perspectivă și Jupiter este planeta care aduce noroc în harta noastră natală. Aveți un noroc deosebit, chiar dacă ați trecut prin multă suferință, da? Aveți un noroc. Sunteți protejați de îngeri, de divinitate, de Hristos, da? Da? Eventual, aveți, repet, această protecție, vine pe cale genetică, familială, ADN-ică, de sânge, cum vreți voi. Wow, ce mesaj! Și tristețea voastră uneori, vedeți, ochii sunt încă verzi, transmite dragoste. Transmite dragoste. Și ce simt? Simt această dragoste. Simt această dragoste. Simt că își doresc să comunice. Da. Asta își doresc, pentru că ea își doresc să vă comunice tot acest potențial pe care îl văd în voi și despre care v-am vorbit eu acum. Despre această schimbare, despre această karmă pe care vă puteți schimba acest destin, da? Această ardere a voastră necesară și a lor eventual, sau poate să împărtășiți experiențe similare. Și am zis că albinuța pentru mine înseamnă alchimie. Probabil că și ei s-au alchimizat și vor să împărtășească și ar dori să împărtășească. Rămâne de văzut pentru cine o citi. Poate nu e valabil pentru toți acest mesaj, dar pentru unii cu siguranță este. Și ar dori să vă comunice cum s-au transformat ei, cum s-au alchimizat ca să vă ajute. Da? Roata. Să vă mișcați, să ieșiți din stagnare. Și să ieșiți, să vă mișcați și să începeți să manifestați, da? Magicianul invers, magicianul poziție normală, această forță voastră. Să ieșiți mai repede din suferință, din regrete și să vă întâlniți lumina, să vă întâlniți îngeri. Ia uite, aici este un înger și voi v-ați ales îngerii, da? Îngerul. Aici, ia uitați cum oferă lumină. Mai frumos. Sper că v-a plăcut.
Am și uitat incidentul. A fost atât de frumoasă etalarea de astăzi, cu nuanțe diferite, uneori lucruri asemănătoare, dar știți cum e? Că mie de ce mi-a trecut mie? Mie-mi trece repede în principiu, dar sufăr un pic pe moment, pentru că sunt un om sensibil, dar, repet, nu consider, am terminat etalarea, nu consider o dovadă de putere faptul că îți reții sensibilitatea, îți reții lacrimile, o să vorbesc când faci despre așa ceva. Dar ce fac eu când cineva mă supără? Mă uit la lucrările mele. Mă uit la lucrările mele și îmi dau seama, mai, îmi dau seama că, într-adevăr, sunt mulți oameni care au această dorință de a pângări, de a... Da? Astea sunt lucrările mele, apropo de yin și yang, de putere, da? Încă la asta trebuie să mai lucrez. Și încă sunt multe. Astea erau la îndemână. La îndemână pentru că vreau să le pun în ramă și să fac o mini expoziție cu aceste simboluri yin și yang. Da. Am multe lucruri de făcut, frumoase lucruri de făcut. Și da, misiunea mea e frumoasă și probabil că atrage mulți răutăcioși. Dar a trecut. Și vă mulțumesc și vouă pentru susținere, dar să știți că oricum sunt mai puternică decât știți voi. Însă, repet, așa cum am spus și la început, am considerat necesar că trebuie să avertizez și să știu oamenii, ca să ia atitudine. Cam atât. Vă pup, dragii mei, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă mulțumesc pentru susținere, dragii mei.